Vă salut și bine v-am găsit! În clipul de astăzi vorbim despre chiria din Germania sau mai precis vorbim despre care sunt motivele pentru care majoritatea nemților stau în chirie la ei în țară. Este cu adevărat mai bine, mai avantajos să locuiești în chirie sau este mai bine să ai casa ta în Germania? Vorbim despre motivele pentru care chiriile sunt foarte scumpe în Germania. Vorbim despre în ce orașe din Germania sunt cele mai ieftine chirii și despre multe alte informații cu privire la acest subiect. Conform statisticilor, nemții sunt pe locul 1 în Europa când vine vorba de a sta în chirie, comparativ cu românii care sunt la polul opus și care preferă să aibă casele și apartamentele lor. Mai mult de jumătate din populația Germaniei, și anume 54%, preferă să stea în chirie, sau mai bine spus, nu au încotro, în comparație cu România, care înregistrează cel mai mic procent al oamenilor care locuiesc cu chirie din Uniunea Europeană, și anume doar 5,2%. Potrivit statisticilor, 54% dintre germani scot câteva mii de euro pe an din buzunar pentru a plăti chiria unui imobil care aparține altor proprietari și nu vor să investească acești bani în a-și cumpăra propriile locuințe. De ce se întâmplă acest lucru? Răspunsul este simplu și provine din trecutul istoric al Germaniei. Și asta pentru faptul că în timpul celui de-al doilea război mondial, multe orașe germane au fost aproape complet distruse. A fost neapărat nevoie de o creare rapidă a unor spații, a unor noi spații de locuit pentru oamenii rămași pe stradă la acea vreme și fără locuințe, desigur. Deși în același timp nu era suficient capital pentru a face acest lucru. Așadar, statul a intervenit imediat și a construit locuințe rapid și ușor pe care le-a dat mai apoi spre închiriere, după care, odată cu trecerea timpului, s-a retras ușor din acest sector. În continuare, oamenii au fost foarte mulțumiți să rămână mult timp cu chirie în apartamentele construite de stat, din cauza costurilor foarte reduse la chirie din acele vremuri. În fosta RDG, de exemplu, achiziționarea propriului imobil era posibilă doar într-o măsură limitată, iar apartamentele de închiriat erau atât de puternic subvenționate de către stat încât se merita mai mult să stai în chirie decât să-ți cumperi casa ta. În prezent, prețurile imobiliare, care sunt mereu în creștere, și birocrația actelor joacă de asemenea un rol foarte important și sunt deosebit de vizibile, cel puțin în orașele mari din Germania, precum Hamburg, Berlin, München și Köln. Doar un sfert dintre locuitorii din aceste orașe locuiesc în propriile imobile. De asemenea, există o presiune foarte mare asupra orașelor mari din Germania și cele care sunt puternic industrializate, deoarece acestea sunt lovite frecvent de un flux mare de imigranți sau studenți. Ori din cauza faptului că oamenii sunt nevoiți să se mute cu domiciliul destul de des din cauza jobului. Această presiune a dus treptat la o creștere a prețurilor la chirie. Un rol foarte important îl joacă și multitudinea de factori care fac finanțarea propriului imobil mai dificilă. Spre deosebire de alte țări europene, în Germania proprietatea asupra casei nu este deductibilă pentru dobânda datoriei, ceea ce înseamnă că dobânda ipotecară privată nu poate fi dedusă din impozit. Asta înseamnă că a avea acces de a cumpăra o proprietate este foarte dificil pentru majoritatea oamenilor. De aceea, în Germania se cere să existe cel puțin 25 până la 30% din prețul de achiziție al proprietății, ceea ce reprezintă un mare obstacol pentru familiile cu venituri mici. Oamenii renunță de a-și mai cumpăra case și apartamente în Germania deoarece sunt și alte costuri suplimentare ale prețului de achiziție ale unui imobil, cum ar fi, de exemplu, cheltuielile pentru notari, taxele de intermediere sau taxa de transfer imobiliar, care reprezintă până la 14% din prețul de achiziție al unui imobil. În general, se poate concluziona faptul că lipsa contribuțiilor de capital este cel mai mare obstacol pe care îl are o familie când vine vorba de cumpărarea unui imobil în Germania. Potrivit statisticilor, majoritatea oamenilor cu vârsta sub 40 de ani ar dori să dețină propria locuință în Germania, dar pur și simplu nu își pot permite din cauza costurilor exagerate. De ce sunt chiriile atât de scumpe în Germania? Scumpirea chiriilor se datorează în principal lipsei de case și de apartamente la prețuri accesibile, deoarece se construiește prea puțin, iar cererea este foarte, foarte mare.
Obiectivele politice ale guvernului federal german de a construi un număr de 400.000 de apartamente noi pe an nu a fost atinse, iar cei care suferă sunt chiriașii, ale căror prețuri la chirie au crescut treptat și vor continua să crească. Ca și exemplu, anul acesta au fost construite doar 225.000 de locuințe în Germania, ceea ce este foarte puțin în comparație cu cererea, care este una foarte mare. Un alt motiv pentru care chiriile au crescut și sunt în continuare în creștere în Germania este pentru faptul că au stagnat majoritatea construcțiilor de locuințe, și asta se explică în primul rând prin creșterea rapidă a ratelor dobânzilor și costurile ridicate de construcție. Cu toate acestea, în orașele mari, prețurile ridicate ale terenurilor pe care se poate construi în special înseamnă că furnizarea de locuințe la prețuri accesibile este posibilă doar cu o finanțare semnificativă. La nivel național, prețurile terenurilor pentru construcții au crescut cu 83% din 2012 până în 2022. De exemplu, în metropolele Berlinului, prețurile au crescut cu 270%. În Hamburg, cu 189%. În Köln, cu 165%. În Frankfurt, cu 178%. În Stuttgart, cu 136% și în München, cu 276%. O bună întrebare este, cum este mai bine să stăm, să locuim, în chirie sau să avem casa noastră în Germania? Sunt ferm convins că o familie normală de români și-ar dori să poată cumpăra o casă, un apartament în Germania, dar atât închirierea cât și cumpărarea unei proprietăți în Germania au propriile avantaje și dezavantaje. În cele din urmă, decizia întotdeauna depinde extrem de mult de situația dumneavoastră financiară, de stilul de viață și de obiectivele pe care le aveți pe termen lung. Asta în chirie vă oferă flexibilitate și costuri inițial mai mici, în timp ce cumpărarea unui imobil creează echitate și oferă stabilitate, dar și foarte multă responsabilitate. În ce parte a Germaniei se află cele mai mici prețuri la chirie? Prețurile de închiriere în Germania sunt în creștere. În unele orașe, chiriile ajung la prețuri pe care cu greu și le pot permite oamenii cu salariu minim pe economie. Dar cu toate acestea, există încă orașe în care poți trăi bine plătind o chirie mică. În prezent este mult mai ieftin să locuiți în Dresden, Leipzig și Chemnitz, Detmold, Plauen, Salzgitter, Gera sau Zwickau, unde chiria medie de bază se află între 5,29 € și 6,79 € pe metru pătrat închiriat. O altă întrebare este dacă vor scădea chiriile în 2024 și ce spun statisticile. Potrivit unui studiu, prețurile imobiliarelor la cumpărare au scăzut din nou în 2023, iar acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în 2010. Din păcate, prețurile la chirie continuă să crească, mai ales în orașele și zonele metropolitane. Numărul de lucrări de construcție va continua să scadă semnificativ în 2024, iar acest lucru este inevitabil și se poate vedea în numărul de autorizații de construcție din 2023, pentru că ceea ce a fost aprobat nu va fi construit. Cauzele sunt foarte multe, începând de la inflația prin care încă trece Germania, prețurile exagerate la toate bunurile și serviciile, inclusiv la materialele de construcție. De asemenea, prețul ridicat la combustibili, teama de izbucnirea unui război în Europa și așa mai departe. În ce orașe din Germania există un deficit de locuințe? Cel mai mare deficit de apartamente și de case se află în orașele Berlin, Hamburg și Köln. De astfel, există un deficit de aproape 2 milioane de apartamente la prețuri accesibile în toate cele 77 de orașe mari ale Germaniei. Eu cam atât am avut de spus despre subiectul nostru de astăzi și sper că informațiile pe care vi le-am adus vă sunt cu folos. De asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor abonaților și membrilor canalului Salut Europa TV pentru că ați ales să aveți încredere în informațiile pe care vi le ofer în fiecare săptămână. Și de asemenea pentru că ați ales Salut Europa TV. Numai bine și sănătate vă doresc!